Organizația Symbiomehedinți realizează tot felul de acțiuni caritabile menite să vină în sprijinul persoanelor aflate în nevoie. În acest weekend a avut loc un târg caritabil de carte intitulat Blind Date with a Book, prin care au fost strânse fonduri pentru copii orfani. Symbiomehedinți este o asociație non-guvernamentală, non-profit, care oferă tinerilor șansa de a evolua atât pe plan personal cât și pe plan profesional. De asemenea, organizează activități caritabile pentru a ajuta comunitatea. Spre exemplu, în acest weekend a avut loc un târg de carte intitulat Blind Date with a Book, prin care s-a dorit atât încurajarea cititului, precum și strângerea de fonduri pentru orfani. La inițiativa Symbiomehedinți și Symbiodolci am proiectat acest proiect intitulat Blind Date with a Book, mai exact Întâlniri pe nevăzute cu o carte, prin care dorim influențarea severinenilor spre culturalizarea acestora. Adică dorim să nu judece o carte după copertă și încurajăm cititul. Toți banii de pe donații, pentru că fiecare carte are o donație de minim 15 lei, banii de pe donații se vor strânge și vor ajunge la orfelinatul celor de la Craiova. În parteneri cu aceștia vom face decorațiuni de Crăciun, le vom face câte mic pachetel celor de acolo, pentru că ei nu au fost la fel de norocoși ca și noi ca să aibă un mic și să aibă un Crăciun fericit. Voluntarii s-au mobilizat, iar toate cărțile sunt provenite din donații. Toată lumea a muncit, le-a decorat, le-a împachetat frumos, etichetat și sortat. Și ieri și astăzi, ieri, vineri și astăzi, sâmbătă, de la ora 20 la ora 6, au fost aici ca să atragă cât mai multă lume la standul nostru. De asemenea, în colaborare cu Symbiodolci, organizația din Mehedinți dorește să le facă o mică bucurie copiilor de la orfelinatul din Craiova, unde va exista de asemenea un mic atelier de creație, iar micuții vor primi pachetele surpriză. Suntem aici pentru a promova cititul, pentru că fiecare copil ar trebui să citească, ar trebui să prindă gust pentru lectură de la o vârstă fragedă, dar nu numai. Am vândut foarte multe cărți și persoanelor adulte, în special oamenilor trecuți de o anumită vârstă. Sunt foarte interesați, curioși și dispuși să discute cu tine, să interacționeze și să cumpere o carte. Mai ales când îmi spui că banii se vor duce spre o cauză nobilă, cât mai mult. Cetățenii au fost extrem de receptivi la această inițiativă, dorind să-i sprijine prin achiziționarea unei cărți. Se va fi cu una din ele, sigur, v-a zis. O alegeți dumneavoastră, asta este. Pe viitor vor mai exista astfel de activități pe alte teme, dar tot educative și în scop caritabil, menite să ajute tinerii să se dezvolte armonios.